În 2014, o tânără de numai 27 de ani, medic veterinar, a murit în urma arsurilor provocate de un incendiu. În memoria ei, rudele și prietenii au înființat Fundația Visul Luanei, o organizație care desfășoară activități de salvare și tratament ale animalelor, dar și acțiuni caritabile și educaționale. Despre Ana Lucia Udrescu și despre fundația care îi poartă numele, aflăm mai multe din următorul reportaj realizat de Ana Soviani. Nici o viață nu este prea mică încât să nu merite să fie salvată. Acesta era crezul Anei Lucia Udrescu, al Luanei, așa cum o cunoșteau apropiații. Era medic veterinar, iar asta era pentru ea mult mai mult decât o profesie, pentru că Luana a iubit natura cu toate vietățile ei, dintotdeauna și cu toată inima. Luana cea luminoasă și bună, care dăruia tuturor iubire, a plecat dintre noi la numai 27 de ani, în urma unui incendiu izbucnit chiar în clinica în care ar fi urmat să lucreze. Însă cei dragi ai ei au hotărât să-i ducă mai departe dragostea pentru natură și așa a apărut Fundația Visul Luanei. În memoria Luanei, o persoană extrem de... pentru noi extraordinară. Am încercat să-i ducem mai departe visele. Am încercat să ajutăm animalele pe care ar fi vrut ea să le ajutăm și să încercăm să privim cumva dintr-o perspectivă mai holistică, așa, și plantele și habitatul și ecosistemul. Ea era implicată în foarte multe proiecte. A participat la foarte multe proiecte, deci a făcut voluntariat pentru multe, în primul rând pentru animale, pentru că asta era meseria ei, dar și la plantări foarte multe. Și cam asta a fost rațiunea pentru care și nu în ultimul rând, dragostea pe care i-au arătat-o prietenii și apropiații și nu numai, cei care au empatizat pur și simplu cu ideea și cu durerea noastră de atunci. Și acesta a fost un motiv să-i duc mai departe visele și proiectele. Nu știam foarte bine ce vrem să facem. La început, foarte multă lume a încercat să o ajute pe Luana pentru a supraviețui accidentului respectiv și s-au adunat foarte mulți bani pentru ea și, din păcate, n-am reușit să folosim banii ăștia pentru sănătatea ei și am zis să facem, dacă tot aveam resursele astea, să construim ceea ce și-ar fi dorit ea și în momentul respectiv tot găsit niște idei ce ar fi plăcut ei, ce ar fi fost frumos și ne-am gândit că o abordare mai largă cumva, ok, pe lângă animale să încercăm să lucrăm și un pic cu mediul și să susținem prin educație lucruri care de obicei nu prea sunt susținute. Unul dintre proiectele importante ale fundației este dedicat reabilitării animalelor sălbatice. Am început treaba cu animale sălbatice printr-o idee pe care a pornit de la Luana. Se gândea că odată ce o să-și construiască clinica asta, o să vrea să colaboreze cu niște biologi care lucrează cu biliecii. Și nu știu cum mi-a rămas în minte ideea asta. Și într-o zi mi-am adus aminte, ok, lilieci. Am dat de biologii ăștia, care acum ne sunt foarte buni prieteni, și am început o chestie care s-a dezvoltat foarte bine. Luana era un foarte bun medic pe astfel de animăluțe mici, animăluțe cu aripi,
care și-a încercat de una să ofere și lor o șansă. Dacă tot vorbeam despre lieci, colega o să hrănească niște lieci în momentul ăsta. Este una dintre voluntarele noastre iubite, domnișoara Mira, studentă la medicină veterinară. Ia, hai să te vedem ce faci. Avem o specie de liliac bicolor, îi zice. E destul de rar. Săracul a suferit un traumatism la aripă și a fost tratat. Încercăm să sperăm că o să se sudeze aripa. A avut o mică fractură, dar până una alta va trebui să fie hrănit. Ce au fost la început. După aceea au zis, ok, dacă ăștia fac lirici, înseamnă că o să pricep și la alte nebunii. Și am început cu porumbei, au venit mulți porumbei la început. Am avut și un pic de experiență de afară, am mai fost la studii și am început să tratăm. Da, apă? Ba da, dar așa, ce-o pahar, da, dar așa singur nu bea. Încet, încet au început să apară și răpitoare, vânturei, păsări de noapte, bufnițe, ciuf de pădure, ciuși, tot felul de animalți astea care nici măcar nu știam că există în București, dar lumea le găsea. Încet, încet au aflat și jandarmeria și poliția și toți autoritățile au aflat că facem noi ceva cu animale pe aici și ne sună. Va disperați pentru că sunt rugați de cetățeni să facă ceva cu un animal care e în stradă printre mașini. Și mergem, încercăm să ajutăm cât putem de mult. Suntem contactați destul de des de jandarmerie în cazul șerpilor. Lumea se sperie. Noi avem câteva specii native prin București, șarpele de casă, șarpele de apă, care sunt extrem de inofensive, sunt niște fel de râme mai mari de o jumătate de metru. Dar, evident, datorită, nu știu cum să numesc, psihoză, frice astea, cumva native a oamenilor de a fi frică de șarpe, se sperie foarte tare și fac multe, de multe ori omoară. Ce ar trebui să facă cineva care găsește un șarpe? În primul rând să-i lase în pace. Deci să le dea cât mai mult spațiu, să nu închidă undeva, să nu se crizeze, da? Animalele nu au ce să facă persoanele respective. Ar trebui să-i lase un spațiu de ieșire, să fie liber. Șerpii nu stau într-un loc pentru de un an. Fundația se ocupă și de animale fără stăpân și derulează un amplu proiect de sterilizare. Cel mai frecvent ne întâlnim cu pisicuțe cu probleme infecțioase. În general, unde este o comunitate de pisici, se vor transmite virus de la unii la alții și, în special, tineretul prezintă numeroase semne de boală, de la rinotraheită, probleme cu ochii, temperatură și așa mai departe. Ceea ce vrem noi să facem zi de zi, în timpul săptămânii, este să reducem numărul lor, să prevenim înmulțirea, pentru că sunt foarte multe, sunt nedorite, sunt fără stăpâni, nu sunt suficiente case pentru câte animale sunt. Și atunci vrem să intervenim la bază, la cheia problemei, să nu se mai înmulțească, să nu mai fie atât de multe, pentru ca cele care sunt să aibă o cât mai bună șansă să ajungă în îngrijirea unei persoane, într-o casă, să fie supravegheate, să fie duse la doctor, să nu mai aibă toate problemele astea pe care nu le rezolvă nimeni dacă ele sunt pe stradă. Clinica asta este făcută în jurul animalelor, oriunde găsim un spațiu care este cât de cât propice animaluțelor, noi le oferim. Ele au rămas în clinică pentru că nimeni nu le-au vrut, sunt niște cățeluși. Încercăm să găsim lui un adoptator. Ea e baba, care săracă e cam bătrână, dar nu cred că o să mai plece din clinică până când îi se termină viața. O preocupare constantă, dar deloc ușoară, a clinicii este aceea de a încerca să le găsească o casă iubitoare animalelor fără stăpân de care are grijă. Avem și un fel de protocol așa de socializare a cățelușilor ăstora, pentru că dacă le găsim stăpâni, cu siguranță nu o să se comporte
bine dacă stau într-o cușcă. Se depun eforturi susținute pentru a ajunge într-o familie, mai ales cum sunt cazurile mai speciale în care necesită spitalizare mult timp, bandaje peste bandaje, intervenții chirurgicale, uneori nu rămân întregi. Cu bățelăbuța dreaptă, două degețele. Iar aici, din păcate, e mai trist. Nu o să-l desfac acum, încă un timp pentru bandaj. Dar acolo, practic, îi lipsește de la nivelul acesta. Complet. Da. De acolo, piciorul e mult mai scurt. Are nevoie să fie prelungi cu ceva. Dar el nu arată că ar avea o problemă. Cerșește iubire, aleargă, dă din coadă. E fantastic. Da? Ne bucurăm foarte tare pentru că proiectul ăsta cu animalele cumva ne-a creat și o echipă de studenți la medicină veterinară, fiind o clinică veterinară, evident, e un și interes direct din partea lor de a veni și de a face un pic de practică, de a învăța despre animale și avem și un stil mai relaxat. Dacă persoana respectivă își dorește și are suflet și vrea să ajute animalele, îi oferim toate posibilitățile să o facă. Când am venit, aveam un pacient foarte drăguț, un sfrâncioc. Este o păsărică mică de tot și mi s-a părut incredibil că se poate lucra cu așa ceva. Și știam mai multe povești de pe Facebook, urmărim pagina lor înainte să vin. Mi s-a părut extraordinar ce fac. Și na, de un an de zile m-am convins, e extraordinar totul, absolut totul. Ce-mi place cel mai mult? Place să lucrez cu păsările. Când am ajuns aici nu știam mai nimic despre păsări. Poate nici acum nu știu prea multe, dar știu mai multe decât când am venit. Și am lucrat cu peste 40 de specii diferite, cred că doar în ultimele 10 luni. Și de asemenea îmi place că am mers la multe campanii de sterilizări pentru animăluțe de pe stradă, unde interacționezi un pic și cu animalul și îți dai seama că e un suflet care are nevoie de atenție și care într-un final poate chiar o capătă de la cineva. Și încercăm să ajutăm să se adopte cât mai multe animale. Sentimentul pe care l-am simțit de fiecare dată când am primit un pacient, l-am tratat, am văzut în ce situație era și la final l-am eliberat sau am văzut că s-a vindecat, e extraordinar. Adică am avut cazuri foarte speciale de animale și e extraordinar sentimentul când vedem că totuși s-au vindecat cu ajutorul nostru. Fundația acordă o atenție specială viitorilor medici veterinari. Așa a apărut și premiul Luana pentru altruism și compasiune. Este foarte important, din punctul meu de vedere, să investești în oameni, pentru că ei sunt cei care vor continua lupta asta pentru viață. Și de aceea încercăm să susținem, să trimitem studenți către tot felul de programe educaționale. Tocmai ce am trimis două fete undeva la un centru de reabilitare a animalelor sălbatice din Bulgaria. Au stat pentru o lună acolo, noi le-am oferit suportul, nu știu, financiar ca să se întrețină acolo. Au fost primite și au făcut o treabă bună, suntem tare bucuroși pentru că s-au întors în țară și au foarte multă energie, vrem să schimbăm, vrem să ajutăm mai bine animalele. Un proiect foarte drag fundației, gândit chiar ca un cadou pentru Luana, este dedicat plantărilor de copaci. Al patrulea proiect, care probabil unul dintre cele mai importante, sunt sesiunile de plantări, care sunt coordonate de mama Luanei, doamna Mihaela, și au fost plantați mii de copaci până acum. Inițial am vrut să-i facem un fel de cadou în memoria Luanei. Știm că îi plăcea foarte mult să procesul ăsta de a planta, de a da viață. Și cumva prin Facebook, da, ca un fel de domino, așa, în toată lumea au fost plantați copaci în memoria ei. Avem și o aplicație, Plantează un pom pentru Luana. În memoria ei s-au plantat, de aici am pornit practic, da? Și cei de la Mai Mult Verde aveau un proiect în perioada aceea și se puteau cumpăra copaci, practic, cu o mică donație.
Puteai să plantezi un copac pentru tine, pentru copil, pentru cine vrei, da. Și foarte mulți din prietenii ei au ales această variantă și i-au oferit prin mai mult verde și în toamna acelui an s-a plantat o mică pădurice lângă Ploiești, care poartă numele Luanei. Deci cu toți pomii care i s-au oferit ei cadou. Și atunci am zis, ok, bun, deci asta a prins, hai să continuăm treaba asta. Și tot așa, din Cambodgia până în Australia, au fost plantați copaci. Fundația continuă să organizeze constant sesiuni de plantări, dar încearcă și să conceapă noi proiecte de protejare a mediului. Principalul proiect ar fi un proiect cu salcie energetică. Deci fundația cumpără butașii de salcie energetică și oferă gratuit oamenilor să-i planteze în gospodăriile lor și acești oameni vor deveni cei care nu vor mai cumpăra în următorii 50 de ani. Deci cam atâta trăiește salcie, această specie de salcie. În fiecare an, de la 100 de fire, se recoltează cam 3 metri cubi de masă lemnoasă. Asta din anul 3, în care intră pe maxim. Practic, oamenii aceștia care vor primi și vor avea cultura în curte la ei, nu vor mai cumpăra. Deci, practic, vor fi cei care nu vor mai avea nevoie să cumpere lemn de foc. Și vor fi reduse măcar în parte. Deci, noi facem diferența pentru cei... am făcut socoteala la 10.000 de butași pe care i-am plantat până acum, sunt 1.500 de copaci salvați. Nu sunt mult, e puțin, 1.500 de copaci față de ce se taie acum, e foarte puțin, dar este. E o picăturică și am reușit să contribuim și noi. Foarte multe obiecte handmade pe care le faceți și le vindeți tot în scopuri caritabile. M-au motivat și m-au impulsionat așa voluntarii de la clinică. Sunt niște copii extraordinari și ei au început să facă mărțișoare, diferite obiecte pentru târguri din acestea caritabile, unde se adună hrană pentru animale fără stăpân, cazurile sociale de la ei, de la clinică, pentru că sunt multe animale care trebuiesc fără stăpân, care nu au normal. Și deci ei m-au motivat și am început să mă gândesc ce aș putea să fac și eu. Și în felul ăsta am ajuns de la brățări, care era o pasiune mai veche de-a mea, cristalele în mod special, da? Și am început să-mi extind un pic activitatea. Provocarea noastră principală este supraviețuirea. Aceasta este o clinică cu totul și cu totul specială, în sensul că oferim foarte multe servicii medicale gratuite pentru animalele sălbatice. Nu percepem niciodată nicio taxă. Dacă cineva vrea să doneze, bine, dacă nu, iarăși bine. Donațiile nu sunt frecvente. Ce m-a impresionat a fost faptul că niciodată nu a fost refuzat un caz în situație de urgență. Niciodată nu a fost pus planul financiar înaintea vieții animalului. Chiar dacă omul nu își permitea într-o situație gravă să plătească pentru situația animalului, cumva se găsea o soluție. Și cu Fundația Visul Luanei tratăm foarte multe animăluțe pentru care nu poate plăti nimeni. Îmi doresc să crească să fim la un nivel mult mai ridicat, să ne permitem mult mai multe lucruri, să ne dezvoltăm cât mai mult, să putem face față tuturor cererilor pe care le avem. La început am avut cumva ajutorul Luanei, s-a dus, evident că clinica asta, faptul că suntem și în mijlocul Bucureștiului și sunt foarte multe specii pentru care nu cerem bani. Așa că, cumva, disperat, încercăm și noi să facem rost de fonduri. În ultima perioadă avem fundație Suzy Utzinger din Elveția. Nu știm
cum o să arate viitorul. Ne dorim cu disperare să deschidem un centru specializat de reabilitare animalelor sălbatice. În ciuda tuturor provocărilor, Fundația Visul Luanei spune astăzi o poveste despre iubire și continuă să ducă mai departe visul unui om bun. Mi-ar place să fie mai mulți oameni care rezonează, să cred că este bine ceea ce facem și să creadă și alții că este bine și să ia exemplu, să facă și ei. E a doua casă, de fapt e prima casă, casa unde dorm este a doua casă. Este prima casă, e locul unde petrec cel mai mult timp. Vin aici cu drag. Ovidiu și Irina sunt extraordinari, ei în primul rând, și voluntarii care s-au implicat foarte frumos și sunt foarte mândră și iubesc foarte mult. Toată mi se pare ok, uite, mi s-a oferit o oportunitate, ceea ce mi se pare sinistru și macabru, pentru că nu mi-am dorit niciodată oportunitatea asta. Da. Dar este o responsabilitate, zic eu. Da? Cred că este faptul că avem câteva competențe și posibilitatea de a ajuta niște animale care nu sunt ajutate. Ar fi păcat să nu le folosim. E o presiune în spate, da? Cumva, și totul este stă așa, cumva, dintr-o umbră. Să ne ridicăm la ceea ce ar fi vrut să fie Luana. Seara adormim cumva liniștiți, da? E o satisfacție pe care o, nu știu, în alte circunstanțe, dacă ar fi aceeași, da? Ne simțim că am împlinit ceva în fiecare zi. A iubit ea foarte mult oamenii și din cauza asta îi se întoarce acum.